Totul a început în anul 3 de facultate, 2010. Am devenit primul part-timer al departamentului de dezvoltare din Sibiu. Am ajuns să coordonez eu proiecte de mecanică. De multe ori, scopul nostru e de a convinge clientul că nu toate requirement-urile sunt necesare. Ce mă încă motivează după 12 ani la Marquard? Faptul că fiecare zi vine cu un challenge nou, faptul că fiecare proiect este diferit, fiecare task trebuie abordat în stilul lui, în funcție de caracteristicile clientului, faptul că pot alterna între munca de acasă, munca la birou de la Ramada, munca de la sediul firmei și, bineînțeles, colectivitatea. Sunt inginer de sistem la Marquard Sibiu. Cum am ajuns aici? Totul a început în 2010. Eram în anul 3 de facultate, la secția TCM. Marquard susținea un workshop în cadrul facultății pe temă soft. Eu am decis să rămân la acel workshop, fiindcă am fost atras de ceea ce dezvolta Marquard și de componentele create. La finalul workshop-ului am luat legătura cu colegii de la HR și am arătat interesul pentru o colaborare. Am fost invitat la un interviu la care am participat la sediul firmei, iar outcome-ul interviului a fost că am devenit primul part-timer al departamentului de dezvoltare. La acel moment, departamentul avea 2 ani vechime. Un an mai târziu, la finalizarea facultății și susținerea licenței, mi-a fost propus un contract full-time pe care l-am acceptat. Din 2011 am început să lucrez full-time ca și mechanical developer. Am fost ajutat de către colegii mai cu experiență și în timp am reușit să mă dezvolt și să ajung să coordonez eu proiecte din punct de vedere mecanic. Acest lucru vine cu satisfacția de a-ți vedea ideile și soluțiile implementate cu succes în produse care sunt folosite worldwide. Câteva proiecte la care am lucrat: Opel Touchpad, primul proiect capacitiv dezvoltat la Marquard, comenzi de volan pentru switch-uri Opel și General Motors, bloc, consolă, oglinzi pentru camioanele Scania. Din 2018 m-am alăturat echipei de System Engineering. Rolul System Engineer-ului este de a coordona echipa de dezvoltare, compusă din hardist, softist, mecanic în procesul de dezvoltare și de a fi interfața directă cu clientul. La Marquard suntem în directă legătură cu clienții, iar acest lucru este un avantaj, fiindcă putem vedea îndeaproape și să fim parte integrată a procesului de dezvoltare a produselor viitoare în vehicule. Nu de puține ori a trebuit să merg la client acasă și să ofer suport pentru diferite proiecte. Am fost inclusiv în China, la Shanghai General Motors, am fost în Solihull, la Jaguar, am fost în America, la Ford și pot să spun că e foarte satisfăcător să îți oferi ajutorul on-site către client, să vezi deschiderea clientului în a accepta ideile tale și, în ultimul rând, satisfacția de a călătorii.